Povestea soldățelului de plumb. Au fost odată ca niciodată 25 de soldăței de plumb. Toți semănau între ei ca două picături de apă, pentru că erau turnați din aceeași oală de plumb. Numai unul era un pic mai diferit, pentru că avea doar un picior. Pe semne, meșterului care îl turnase nu-i ajunsese materialul. Ei stăteau frumos așezați într-o cutie pe raftul unui magazin, până când au fost cumpărați drept cadou pentru un băiețel care își aniversa ziua de naștere. Acesta, după ce primi cadoul, scoase soldăței din cutie și îi așeză pe masă unul câte unul. Când soldăței văzură lumina zilei în jurul lor, pe masă mai era o sumedenie de jucării, dar cea mai frumoasă dintre ele era o mică dansatoare din carton. Aceasta purta o rochie de balet cu paiete, ținea brațul ridicat deasupra capului și stătea într-un picior. Soldățerul de plumb, care nu vedea decât un picior al balerinei, gândi că aceasta are ca și el un singur picior și că i-ar fi potrivită de soție. Și își puse în gând să încerce să o cucerească. Seara, când ceilalți soldați de plumb au fost puși la loc în cutie, soldățelul de plumb se ascunse în spatele unei cutii. Când se făcu miezul nopții, se deschise capacul cutiei din care ieși o figurină pe arcuri, cu fața urâtă și rea. Aceasta țipă la soldățel să nu se mai uite la balerină. Dar soldățelul nici nu îl băgă în seamă. Dimineața, când copiii s-au trezit, au așezat soldăței de plumb pe pervazul ferestrei. Atunci, deodată, fereastra s-a deschis și o pală de vânt dărâmă soldățelul infirm, care căzu cu capul în jos pe trotuar. Băiețelul a coborât să-l caute, dar nu l-a mai găsit. Apoi începu o ploaie torențială și toți copiii fugiră în casă. După ce ploaia s-a oprit, doi băieței au găsit în apă soldățelul. I-au făcut o bărcuță din hârtie de ziar, l-au așezat ca așa în ea și i-au dat drumul pe canal în jos. Bărcuța de hârtie pluti pe apă până pătrunse printr-o gură de canal și dispăru. În clipa următoare își făcu apariția un șobolan uriaș care se răsti la soldățel. Pașaportul! Prezintă-mi pașaportul! Soldățelul nu îi răspunse, ci strânse și mai tare pușca de pe umăr. După mult timp de mers prin întuneric, ajunse la capătul canalului, care se vărsa într-un râu și barca se scufundă. Atunci, din râu apăru un pește care îl înghiți pe soldățel. Văzând ce întuneric era în burta peștelui, soldățelul nu avea curajul nici măcar să se miște, ci doar strângea puternic pușca de pe umăr. Peștele însă fu prins de un pescar și vândut apoi la piață unei bucătărese. Pe soldățel îl izbi deodată lumina puternică a zilei, apoi auzi o voce care striga: ia uitați-vă ce am găsit în stomacul acestui pește, un soldățel de plumb! Îl luă și îl duse în camera copiilor. Soldățelul de plumb se bucură foarte mult când văzu că era tocmai în camera în care se afla dansatoarea cea frumoasă. Aceasta stătea tot într-un picior și cu o mână ridicată deasupra capului. S-au uitat unul la altul, dar n-au avut curajul să scoată niciun cuvânt.
Atunci băiețelul își făcă soldățelul de plumb și îl aruncă în sobă. Acesta simți o fierbințeală teribilă și începu să se topească, dar ochii rămaseră în continuare ațintiți asupra balerinei. Tocmai în acel moment, un curent de aer o ridică pe micuța balerină de pe masă și o aruncă în foc alături de soldățel. Corpul din carton al acesteia se aprinse într-o clipă și fu mistuit de flăcări. A doua zi dimineață, când servitorul se apucă să curețe cenușa din cămin, găsi în locul soldățelului o inimioară de plumb, iar în locul balerinei o paietă înnegrită de foc.